Și acum trecem la următorul subiect despre judecătorii de executare silită. Practic, ceea ce înseamnă hai să-i spunem, trebuie să te duci în urma sentinței judecătorești să despăgubești pe cineva sau așa. Din punctul meu de vedere, judecătorul silit este un fals înscris. De ce? Păi iată de ce. În nicio legea țării românești nu spune că judecătorul silit este instanță. 2. În codul civil sau penal, judecătorul silit nu trebuie să existe. În Constituția României nici măcar nu există așa ceva. Este ca și când te-ai duce la salon de coafură, paravan pentru futai. La sfârșit, să zică ceva de genul, vrei și cu finalizare? Iată. Așa. Cam așa e. Chestia aceea. Cam asta este judecătorul silit. O să spună că să ia după legea actuală și spune că executorul silit trebuie să aibă și instanță. Păi are. Are și grefier și secretară și toate cele. Un singur lucru nu are. Tribunalul ăla mare în care te duci și te judeci. Iar doi, haideți să spunem, acele persoane care sunt selectate să decidă dacă este bine sau nu ce s-a întâmplat, pentru părât sau nu. Adică juriu. Iată de ce executorul silit este un fals în acte. Deci, fără juriu, fără tribunal și instanță, judecătorul silit este un fals în acte. O să spună, păi da, am și grefier, am și secretară, am și judecător. Vă scot una, două, cu un chilipir pe care trebuie să mi-l plătești mie și se rezolvă una, două. Înțelegi? E, răspunsul e alt. Răspuns greșit. Este un fals în acte judecătoresc care poate fi contestat în instanță. O zi plăcută să aveți!